Mi se pare ceva imposibil la un secol în care trăim. E ceva de nedescris. N-are cu ce să-i spele, să-i, eu știu. Nu sunt bani, traiul e greu. Pensia, ați văzut din pensie o lua la oameni. Probabil n-au bani de șampon sau de detergent. E normal? Păi nu e normal, dar ce să... Nu se îngrijesc, n-au apă, n-au condiții. Triajul epidemiologic după vacanța de Crăciun s-a realizat în 827 de unități de învățământ, fiind verificați peste 74.000 de elevi. Surprizele nu au întârziat să apară. Medicii au descoperit și în acest an cazuri de angine, varicelă sau râie. S-au depistat 490 de boli transmisibile, dintre care o pondere mare o au anginele, 221, pediculoza, 202 cazuri. Recomandăm părinților care au copii cu aceste afecțiuni, special cu angine, să nu neglijeze această afecțiune și să o trateze corespunzător, întrucât poate da repercursiuni pe termen lung și foarte grave. Grădinițele de la țară sunt locul unde au fost înregistrate cele mai multe cazuri de boli transmisibile. Acestea sunt urmate de școlile generale, cele de artă și meserii și liceele. Din fericire, numărul de copii depistați ca fiind purtători de boli transmisibile este mai mic față de anul trecut.